Chiar dacă este bine știut faptul că nimic nu se pierde, totul se transformă, oamenii au început să conștientizeze târziu faptul că orice risipă îi va afecta într-un fel sau altul. Iar atunci când facturile le golesc buzunarele, românii își aduc aminte că trebuie să facă economie la apă, la mâncare, la curent, la combustibil, la convorbirile telefonice și lista poate continua. Și facem economie, pot să spun, la sânge, nu că economie. Normal că economisim, pe la salariile care le avem. Și mai ales care sunt bugetari sau pensionari, economisim, că altfel nu ne ajungem cu banii. În mică măsură, evident, în condițiile salariilor de azi, economiile sunt nesemnificative sau uneori aproape lipsesc. Fără apă, oamenii nu pot trăi mai mult de câteva zile, iar acest lichid vital se întâmplă să fie o resursă epuizabilă. Însă populația nu a început să conștientizeze acest lucru decât atunci când a fost nevoită să plătească în raport cu cantitatea de apă consumată. Cu siguranță, apa este o resursă epuizabilă și, având în vedere cerința generală de a economisi această resursă, toată lumea trebuie să țină cont de faptul că apa este și esența vieții și viața nu poate să își parcurgă un traseu normal în condițiile în care apa ar fi extrem de limitată. Faptul că apa consumată de abonații noștri determină la sfârșitul lunii o plată, asta e o problemă care e legată de modul în care apa din subsol ajunge în casele oamenilor. Așadar, fiți chibzuiți și nu consumați mai mult decât este necesar. Pe de o parte, vă ajutați bugetul personal, iar pe de altă parte, puneți umărul la un viitor decent pentru generațiile ce vor urma.